Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Lăudat să fie Domnul! Stimați părinți, pastori, lideri, învățători, dragi copii, în această seară suntem bucuroși să vă salutăm în numele Domnului. În numele Domnului și în numele frățietății de la Biserica Betania. Bine ați venit! Suntem bucuroși să petrecem aceste două zile împreună. Ceea ce vrem să spunem copiilor la această convenție este faptul că noi întotdeauna urmăm pe cineva și viața este plină de invitații. Hey you, follow me! Pe cine urmezi? În seara aceasta vrem să spunem copiilor următorul lucru. Ei trebuie să-și urmeze părinții, dar după vârsta de 4, 5, 6 ani, prietenii vor face concurență influenței părinților și ei vor fi tentați să-și asculte mai mult prietenii decât părinții. Mâine seară vrem să spunem copiilor următorul lucru. Ei trebuie să-L asculte pe Iisus, dar după vârsta de 3, 4, 5, 6, 7 ani, lumea cu tentațiile ei va face concurență iubirii lui Dumnezeu, pe care ei vor fi tentați să o îndepărteze, să o abandoneze. În seara aceasta, dragii mei, inspirați din pilda fiului risipitor, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. Vom avea două mesaje și o mărturie. Primul mesaj, adică acesta, va fi rostit în limba română. Și ceea ce vreau să vă spun este de fapt o întrebare. Pe tine cine te influențează? Cine îți influențează valorile, prioritățile, convingerile, acțiunile? Tu ești influențat de părinții tăi sau ești influențat de prietenii tăi? Haideți să ne uităm în textul din Luca 15. Două gânduri vreau să spun. Ce îți oferă părinții și ce îți oferă prietenii? Priviți în cuvântul care a fost citit. Ce îți oferă părinții? În primul rând, părinții îți oferă o viață decentă. Argații tatălui meu au belșug de pâine. Cea mai modestă familie din bisericile noastre are bucata de pâine pe masă. În casa părinților tăi există stabilitate. Există mâncare în frigider. Există haine în closet. Există cineva care se îngrijește de tine și îți asigură o viață decentă. Părinții tăi îți asigură o viață decentă. Ei îți asigură abundență materială, dăm partea de avere, spunea fiul risipitor. Asta înseamnă că tata și mama au muncit o viață ca să strângă ceva pentru copil, ca să-i ofere ceva la începutul vieții de adult, ca să-l ajute să pornească cu dreptul în viață. Părinții se îngrijesc să ai o viață decentă și să ai abundență materială în limita posibilităților specifice familiei. Apoi, părinții îți oferă milă. Scriptura ne spune că atunci când el s-a întors, dezamăgit, însingurat, jefuit, falimentar, tata a avut milă de el. Atunci când nu mai ai ce să oferi, prietenii nu au milă de tine, însă părinții au milă de tine atunci când ești jos. Părinții îți oferă milă, îți oferă înțelegere, nu numai atât. Ei îți oferă dragoste și în dragostea lor există acceptare. Uitați ce spune cuvântul, a alergat, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. N-a sărutat un copil ascultător, ci un copil neascultător. N-a sărutat pe cineva care a contribuit să îi se mărească business-ul, ci a sărutat pe cineva care i-a distrus o jumătate din averea care a strâns într-o viață. Merita certat să îi se facă reproșuri, să fie pedepsit, însă dragostea de tată l-a primit. L-a îmbrățișat, l-a sărutat de parcă a făcut un lucru bun, în ciuda faptului că făcuse un lucru rău. Prietenii nu mai fac asta când nu mai ai ce să le oferi, dar tatii și mamii, în dragostea lor, te acceptă întotdeauna. Asta îți oferă părinții, o viață decentă, abundență materială, milă și acceptare în dragoste. Însă, ei îți împlinesc nevoile. Aduceți haina, aduceți inelul, aduceți îmbrăcămintea, tăiați vițelul cel îngrășat, trebuie să mâncăm împreună. Atunci când ești gol, când ești însetat, când ești singur, când ești abandonat, prietenii te lasă, însă tatii și mamii, când ai ajuns un falimentar, o epavă,
un însingurat, un păcătos, atunci când ai greșit, ei sunt dispuși să cheltuiască tot ce mai au pentru ca să te simți primit, iubit și restaurat și folosind împrejurarea aceasta să lucrezi la ridicarea și la restaurarea ta. Tata și mama împlinesc nevoile tale. Apoi, ei sunt implicați în mântuirea ta. A fost mort și a înviat, spune tata. A fost pierdut și acum este găsit. Nimeni nu va avea mai mult interes pentru sufletul tău ca și tatăl tău și mama ta. Ei se roagă pentru tine. Ei postesc pentru tine. Ei se uită după tine când ieși din casă și te urci în basul de la școală sau mergi la biserică. Ei te întreabă dacă nu cumva ai avut un verset de învățat pe din afară, dacă ți-ai luat cu tine folderul pentru școala duminicală. Prietenii nu se îngrijesc de lucrurile astea. Pe ei nu interesează dacă tu-L cunoști pe Iisus sau nu. Pe ei interesează videogame-urile pe care vreți să le judeca, cu care vă jucați împreună sau alte lucruri care țin de entertainment. Dar pe părinții interesează mântuirea ta. Pe ei interesează maturitatea ta, pe ei interesează să știi să te rogi, să citești din Biblie și să-L cunoști pe Iisus. Ei au interesul să inițieze mântuirea ta și să te conducă spre mântuire. Și apoi, ce ți oferă părinții? Ți oferă sărbătoare. Știți ce spune tatăl acesta? Să ne veselim. Când te întorci acasă la tati și la mami, indiferent ce notă ai luat, ești copilul lor. Tata nu te disprețuiește când ești jos. Tata nu te invidiază când ești sus. Tata nu te iubește din interes. Părinții întotdeauna te iubesc din datorie, din responsabilitate. Când tu ai venit în lumea aceasta, Dumnezeu a spus părinților tăi următorul lucru: să-L învățați să asculte de voi. Iar ție Dumnezeu îți spune să asculți de învățătura părinților tăi. Numai că atunci când ieși din casă și mergi la școală, dintr-o dată apar prieteni în viața ta și ei fac concurență influenței părinților. Și uneori ești tentat să te apleci, să te îndrepți, să asculți mai mult de prieteni, pentru că te poți asocia mai ușor cu ei decât cu tati și mami. Tati și mami au datoria să investească în tine, să te iubească, să-ți împlinească nevoile și să inițieze mântuirea ta, în timp ce prietenii au doar interesul să fie prieteni cu tine pentru ceea ce primesc din compania ta. Haideți să privim în textul biblic și să observăm ce oferă prietenii. În primul rând, oferă izolare de familie. A plecat într-o țară îndepărtată. Prietenii vor pune presiune, te vor influența și te vor îndruma să nu mai spui toate secretele lui mami și tati. Te vor îndepărta de cei care te-au crescut și de cei care te hrănesc, de cei care te aduc cu mașina la școală și la biserică, de cei care se cheltuiesc pentru tine, de cei care te duc în vacanță. Prietenii te vor îndepărta de familia ta și vei fi din ce în ce mai secretos, mai discret. Apoi, ei te vor atrage în păcat, ducând o viață destrăbălată. Prietenii uneori te vor îndemna înspre alcool, înspre țigări, înspre droguri, înspre pornografie, înspre tot felul de alte relații care sunt păcătoase. Tati și mami nu-ți vor spune niciodată să deschizi computerul ca să te uiți pe site-uri murdare. Niciodată. Dar foarte probabil că unul dintre colegii tăi de clasă îți vor spune că azi noapte, fără să știe mama și tata, au făcut asta și s-au bucurat foarte tare. Și îți vor propune să faci și tu lucrul acesta. Și îți vor propune să nu arăți nota mai mică pe care ai luat-o. Și îți vor propune să arunci hârtia sau să semnezi în locul lui tati și mami. Asta îți vor spune prietenii. Te vor îndemna să te separi de părinți, să te îndepărtezi de ei și să păcătuiești. Și a risipit averea, faliment. Prietenii te vor îndemna să-ți cheltuiești economiile, să-ți vinzi telefonul, să alergi cu mașina până când o lovești sau să faci orice altceva ce înseamnă risipire de avere. Sărăcie, după ce a cheltuit totul. Fiecare copil are ceva anume. Puritatea, moralitatea, demnitatea, respectul, tot ceea ce avem. Prietenii uneori te îndrumă să pierzi toate aceste lucruri și să rămâi fără valoare, dominat de un complex de inferioritate. A început să ducă lipsă, criza. Vine o vreme când ajungi în criză, când începi să duci lipsă de lucrurile pe care le aveai din abundență, dar le aveai în abundență acasă, la tati și mami, dar te-ai separat de familie,
te-ai plecat mai mult înspre prieteni, înspre cei care te învață la lucruri tentante. Și mergând cu ei, te-ai îndepărtat de familie, ai căzut în păcat, ai abordat obiceiuri păcătoase, ai intrat în criză și ți-ai cheltuit toate valorile pe care le aveai, materiale, spirituale sau morale. În josire, el a mers, a angajat la cineva și acela l-a trimis să îi îngrijească porcii. Pentru un evreu este o mare înjosire să îngrijească de porci și să crească porcii. Cine își ascultă prea mult prietenii, cine se separă de tati și de mami, cine nu mai comunică cu părinții, va ajunge să fie înjosit de circumstanțele vieții în care prietenii l-atrag. Umilința a dorit să mănânce ceea ce mâncau porcii, dar nici atât lucru nu avea. Aveau porcii mâncare, dar el nu, în timp ce a plecat cu un portbagaj de bani de la părinții lui. Uitați ce oferă prietenii, îți distruge tot ce ai, tot ce ți-a dat tati și mami, toată siguranța, toată valoarea de sine, toată bucuria, toată încrederea, tot respectul pentru tine ca fată sau băiat. La asta te conduc prietenii dacă te separi de părinți, dacă aluneci în păcat și dacă scheltuiești valorile pe care ei le-au așezat în viața ta. Uitați-vă puțin aici. Tu pe cine urmezi? Îți urmezi părinții? Ești sigur că vrei să faci lucrul acesta? Vrei în seara aceasta să spui în mintea ta, eu vreau să-mi urmez părinții. Vreau să urmez sfaturile tatălui meu. Vreau să comunic cu mama mea. Vreau să am părtășie cu părinții mei. Vreau să nu am secrete față de ei. Vreau să am părtășie cu prietenii mei, dar să fie limitată. Nu voi lăsa prietenii mei să-mi domine viața, să hotărască care-s valorile mele. Prietenii mei vor fi pe locul 2, după părinții mei. Gândește-te în această seară, tu pe cine urmezi? Îți urmezi părinții sau prietenii? Dacă îți urmezi părinții, vei ajunge la succes, vei fi binecuvântat. Dacă îți urmezi prietenii, vei ajunge la faliment. Dumnezeu să te binecuvinteze, să alegi ceea ce trebuie, adică să-ți urmezi părinții. Amin. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!